Bună ziua, bine ați venit. Cer scuze pentru întârziere, am mai tras puțin de timp pentru a aștepta și reprezentantul Consiliului Județean. Noi am trimis la ultima discuție cu dumneavoastră, am trimis o solicitare de Consiliul Județean pentru a veni ori domnul președinte, ori un reprezentant al Consiliului Județean. Ieri am primit, spre după amiază, un răspuns din partea domnului președinte prin care spunea că nu poate onora participarea și a solicitat o altă dată de întâlnire. Eu am refuzat acest lucru și mi-am reiterat ideea că poate să trimită un reprezentant, nu trebuie să fie neapărat prezent dumnealui, așa cum am făcut și celelalte adrese. Și în cursul acestei dimineți am retransmis această adresă către Consiliul Județean și am fost informați acum aproximativ o oră că un reprezentant, o doamnă din partea Consiliului Județean va fi prezent alături de noi. Este pe drum de la Piatra Neamț. Eu am mai dat puțin de timp în speranța că poate ajunge acum de la Piatra. Ajuns? E ok, dacă a ajuns e perfect. Doamna Foma, da. Bine ați venit. Haideți, vă rog, alături de noi. Vă mulțumim pentru că ați venit. E foarte bine. Haideți aici, pe este vorba de doamna Popa, de la Consiliul Județean. Și aș vrea, în primul rând, să profit de prezența celor doi reprezentanți ai instituțiilor să le aduc un pic la cunoștință stadiul discuțiilor noastre din trecut, pentru a-i pune în temă și pentru a putea să vorbim cu cunoștință de cauză. Noi am avut o întâlnire acum circa două săptămâni în urmă, când am vrut să aducem la cunoștința reprezentanților asociațiilor de proprietari. Practic, aceștia se află aici, președinți și administratori ai asociațiilor de proprietari, în ceea ce privește partea de costuri la deșeurile municipale. Noi le-am adus la cunoștință faptul că tariful pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Roman nu s-a majorat. Singurele costuri care incid în noul tarif sunt cele legate de... Vorbiți fără microfon, că mai bine. Mai bine, da? Da. Ok. Da, nu că e problemă pentru camerele la vedere. Haideți, încerc să vorbesc mai tare, dacă... Mai încet? A, ok. Să înțelegi mai bine. Mai rar. A, mai rar. Se reglează acolo. Reglată în stație. Deci, singurele costuri care incid în momentul de față asupra noului tarif sunt costurile legate de noua taxă de mediu care a intrat în vigoare începând cu luna ianuarie a acestui an și care, deși în urma demersurilor făcute inclusiv prin intermediul Asociației Municipiilor din România, pentru a fi considerată ca o taxă penalizatoare doar pentru cei care nu colectează selectiv, nu am reușit să găsim înțelegere la Ministerul Mediului și această taxă a rămas în vigoare. Deci, una din componentele costului nou la deșeuri este reprezentată de taxa aceasta, care, din păcate, taxă suportă și TVA-ul, conform normelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală. O a doua componentă a noului tarif de la deșeuri este reprezentată de tarifele de operare pe depozitul conform de la Gino, depozit care se află în momentul de față în subordinea unei direcții, serviciu public din cadrul Consiliului Județean și care, bineînțeles, are o serie de costuri pentru întreținerea acestui depozit. La ultima noastră întâlnire, eu v-am oferit atât hotărârea de Consiliul Județean, care a prevăzut noul tarif, cât și fișa de fundamentare din spate, ca să vedeți exact costurile care sunt generate de acest serviciu.
Acum eu am să îi dau cuvântul doamnei Popa pentru a ne spune punctul domniei sale de vedere, o problemă deosebită pe care o avem noi la Roman și care ne interesează un răspuns cât mai ferm și cât mai clar, este legat de momentul în care se va scoate la licitație zona 2, zona Roman, este un punct care ne interesează foarte mult, pentru că de aici putem și mai departe să facem într-adevăr o colectare selectivă la nivelul asociațiilor de proprietari de pe raza municipiului Roman și implicit pe care de consecință să ne atingem scopul proiectului european, acela de a aduce cât mai puține deșeuri care nu pot fi recuperate la depozitul conform de la Girov. Doamna Popa? Deci, în acest moment, la depozitul de la Giro, operează Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Județului Neamț, înființat în martie 2015, tocmai pentru a rezolva problema stringentă a județului, pentru că nu mai exista niciun depozit neconform deschis, erau toate închise, prin proiectul SMIP Neamț, deci pe Sistem de Management Integrat, și de aceea licitația fiind blocată 2 ani și jumătate, au fost 4 operatori la depozit. Și, așa cum este de regulă în România, contestații, curtea de apel, înaltea curte de casație și justiție, deci tot am avut 2 ani și jumătate. Între timp, ca să găsim o soluție, deoarece au fost închise definitiv în 2014 depozitele neconforme de la Roma, Târgu Neamț și Caz, soluția a fost să operăm cu depozitul de la Girov cu un serviciu public. Acest serviciu public nu are nici profit, nici redevență, așa cum va plăti următorul operator și avea un tarif de 44 de lei și 92 de bani, inclusiv TVA. Deci un tarif foarte mic față de un tarif dacă ar fi câștigat cineva la licitație, un operator privat, un operator economic. În momentul în care a venit reglementarea în ordonanța de urgență, ca începând de la 1 ianuarie 2017, se intre în vigoare taxa de mediu de 80 de lei pe tonă la depozitare, 80 de lei pe tonă plus TVA, deci 92 de lei și 50 de bani, asta înseamnă că automat tariful de la depozit a adăugat la cel, la tariful existent, așa, cu altă implicare au avut faptul că a crescut salariul minim pe economie la 1450 de lei, deci este strict fundamentarea tarifului de la depozitul de la Giro. Noi am făcut toate demersurile necesare, pentru că în 14 ianuarie a apărut un alt proiect de ordonanță de urgență, prin care mi se spunea că se va modifica ordonanța de urgență dată în decembrie 2016 și că se va plăti taxă, operatorul va plăti taxă numai pe diferența dintre cantitatea care trebuie să ajungă la depozit și cantitatea care este colectată în întreg județul. În întreg județul se colectează din punctele de colectare, prin sistemul nostru, reciclabile și atunci efortul cel mare din informare și conștientizare. Pe Roman, nu mă interesează ce alte probleme. Noi am realizat proiectul Roman, nu mai facem altceva. Spuneți-mi în obiceiul Roman. Argumentați prețul care l-ați băgat, nu altul. Prețul care l-ați ridicat în felul ăsta. Deci nu nici dacă este argumentat prețul, nu vorbiți cu vinii de piață. Are și copii mici. Să vă răspund. Domnul primar, argumentul dânsa nu este valabil pentru noi. Nu o să ne argumenteze pentru ce a scumpit cu noi ăsta și care este problema aia. Pentru că dânsa nu se confruntă cu ne confruntăm noi în primul rând. Noi am licitat zona 2 încă de anul trecut. Deci zona dumneavoastră, pentru că aici avem o investiție foarte mare. Stația de sortare și transfer de la cordon, făcută prin proiect.
Având stația de sortare aici, prima dată am scos la licitație zona 2, municipiul Roman. Și nu suntem noi vinovați că licitațiile sunt blocate. Deci, Piatra Neamț, Piatra Neamț are depozitul lui, municipiul Piatra Neamț, până în anul 2018. Și prelungire până în anul 2021 au depozit propriu, unde numai municipiul Piatra Neamț duce gunoiul, are stație și de sortare și transfer și de compostare proprie. Și din această cauză, tariful este stabilit de Consiliul Local și plătesc redevență la operator, deci la primărie, 28% din valoarea contractului. La noi, pe județ, acum avem licitație. Deci, s-o câștigat zona 4, zona 3, zona 2, este în seap, început din săptămâna trecută. Deci, așteptăm să participe operatorii la licitație. Cantitatea deșeurilor generate. Deci 3300 de tone. Cantitatea la nivel de oraș este stabilită statistic de la Ministerul Mediului pentru că se fac raportări la mediu. Deci ani de zile s-au făcut, fiecare an este obligatoriu să facă raportări la Agenția de Protecție a Mediului. Și s-a constatat că în oraș un cetățean generează 0,94 kg pe zi de deșeuri. La zi de deșeuri, la zi de deșeuri, eu am calculat, eram auzit până acum la două persoane, 100 de noi am dus, văd și eu, dom'le, cât dau eu? Dar sunt copii mici, sunt familii care, într-adevăr, oamenii care nu fac, doar de provizionare. Dacă ne puneți prețul ăsta, dacă nu voi să vorbesc și eu, dacă ne puneți prețul ăsta, da? Ceea ce nu este normal pentru licitația, nu s-a luat. De ce v-ați să ne dați prețul? S-a făcut, dar nu, prețul ăsta, nu mai sunt. Deci prețul de la depozit este fundamental. În 02 ați făcut acest serviciu cu prețul. Noi ne-ați adus la cunoștință cumva? Deputații și senatorii din Neamț. Noi avem o grămadă de, când am argumentat, deci am avut o grămadă de intervenții. Uniunea Europeană ne-a păsuit din 2013, deci program. Auziți? De câți ani, de câți ani se zbate cu acea groapă de gunoi de la acordul? S-a dat ața banii, s-a rezbat. Groapă de gunoi, din stație de sortare. De cu acea piatră. Dacă s-au luat atâtea măsuri, putea să ne contacteze și pe noi, să ne spuie de timp, domnule, luați măsuri cu omul, nu din la dumneavoastră ce nici vă bat în cap. Vin la noi. Noi ce răspunsuri să le dăm? Deci, dumneavoastră, noi dăm răspunsuri exact cum o susține, sau la asociații sunt analfabeți funcționale, așa ne-o pe asta este valabil pentru toți, doamne. Este valabil pentru toți, nu fac pentru toți, pentru că se greșește foarte mult sus. Doamna Popa, în presă nu s-a notat nimic până n-am avut adunare cu domnul Popa. Presa n-a spus nimic, nici de la Piatra, nici de la Roman, nimeni nu ne-a înștiințat, mă, că nu pe noi numai asociații. Inclusiv ultimul om care stă pe strada, plăce pe unii stă. Să știe și el, domnule, luna asta va plăti cu de de ce s-a ascuns atâta timp prețurile astea? Cine a făcut calculele astea pe cei bani să ne-a făcut? Nu s-au ascuns nici pe cei bani. Dacă noi n-am fost informați, doamna. Păi de ce-ți iau? Dar impactul e dumneavoastră. Vrea să fie domnul Arsenie. Impactul vrea să fie cu populația întâi, nu cu jurul prejoa unui mei acolo. Hai să judecăm, hai să trântim la oameni. Este un preț enorm, nu pentru noi bani. Legile la care în țară nu se discute. Doamne, cine-ți conduce această țară, doamne?
Acest guvern cine conduce? Tot noi îl facem, nu? Vine să încaseze bani. Păi dar noi suntem mai rău la acest lucru. Să ne iei, da? Nu le mai avem bani și avem. Doamna, scuza, frate, că ați mai departe, că aveți cazul urmă. Dar ce probleme care se întâmplă în județ? Doamne, și populația, se spun și populația, că s-au jurat că fac bine pentru populație, nu rău. S-a mărit, a spus salariul minim. Nu are efectul asupra gunoiului, salariul minim. O dat 5% la pensii și ia 30%. Toate cheltuielile care se fac la operator au impact? Doamna, acele cheltuieli mă uși aici. Bă, niște chestii care nu sunt reale. Închideri de utilaj. Ei mai închideriat în altă parte, să dacă se fac. Cine? Dar cine a licitat? Cine e transportatorul ăsta? Deci, închiderea de utilaje, deci noi prin proiect am dat două compactoare și câteva camioane. Acolo pe depozit am nevoie, de exemplu, de un bulldozer compactor care trebuia să aducă operator. Nefiind adus de operator, este închiriat. Da, mă, în globul zic, putem rezolva ceva, doamna, vă scuza, putem rezolva ceva cu prețul ăsta, asta ne interesează. Dacă nu se scoate taxa de mediu, prețul nu va... Și atunci cine să lupte? Mergem noi toți la minister? Domnul Lopsal, vedeți cu cantitatea de gunoi cu care este 100 de kg sau metru cub, e imposibil așa ceva. Dar 3300... Calculașul meu azi, sunteți și persoană, a spus că dau 100 de kg de... Și plătesc și eu. Nu, nu ați înțeles, a spus 100 de kg de dumneavoastră la noi, cu lume. Hai să vedem, să vedem și noi. Nu, eu plătesc și noi. Taxa este și mai mare și... Doamne, ne ascunde după deci. Dacă faceți gestul ăsta, fiecare asociație are anumite puberi, atâtea litri cât are, când îl ridică de la asociație, cât de puberi are dat, cât de puberi are, cât de puberi poate să-mi pui mie asociație. Și atunci eu împar la cât am în asociație. Nu să-mi vină mie, pentru cât persoane am, împar la peta pe mine. Operatorul face cheltuială când treci pe la containerul ăla, fii că-i gol, fii că-i plin. El își pune om care îi dă de mașină. Dacă este plin, îl ridică, dacă nu, îl lasă. De ce se... E, atunci ar trebui ca sistemul pe care îl operează acum operatorul dumneavoastră, așa, să vă anunțe că... Păi nu te noi de plin de zamuța, sunteți trei factori acolo care luați decizii. Noi le ascultăm și primim. Acești vă adunați la o bani și vă întărâți. Ne spune și nouă, domnule, e bun sau e bun? Ne ajutați sau nu ne ajutați? Lasă contra. Mulțumesc. Trebuie redus prețul. Care e o penalizare? Acum câțiva ani s-au spus așa, colectat selectiv. Am investit în loc, am investit și am făcut selecții selectivă, care și acum se selectează tot selectiv. De luat se ia de valma, dar eu selectez pe fiecare etaj, se pune cartoane deoparte, sticla deoparte. Și o să am container, un container de până într-un metru cub. Este. Se umple cu din noi menajer, maxim nici măcar un container plin nu am într-o săptămână. Deci nu am tona sub niciun formor, 4, 10, nu este tona. Dar nu trebuie să plătesc. Dar operatorul e obligat să treacă, chiar dacă nu e plin. Și nu le plinge cu asta, dar nu operatorul schimbă prețul. Operatorul rămas cu același preț, dar noi plătim taxa. Dar taxa, taxa de mediu plătim. Dar dacă e să legii, nu prin Consiliul Județean. Deci nu ați făcut întâi și întâi. Trebuia să vă faceți, ne-ați anunțat și după ce ne-ați anunțat, trebuia să vă faceți toată treaba. Depozitiv. Dacă privații nu ați fost în stare, să ei să lupt între ei și fac războaie, trebuia să facă toată treaba. Nu este și avea toată treaba făcută. Cum faci acum la București? Crești poate, noi nu... Dar crești care are un sistem, nu are, deci e acum un generator. Dar acum. Dar Consiliul Județean Neamț, auziți, Consiliul Județean Neamț, prin atribuțiile sale, nu are rolul de a face curățenie în județ. Eu nu știu curățenie, fiecare primărie, deci primăriile sunt direct responsabile de curățenia din locul. Sau la primărie, dar lucrați împreună. Dar sigur, și încercăm să aplicăm sistemul ăsta. Și am fost să-i spune că sunt toate
culorile politice, pentru că noi nu suntem reprezentanții asociațiilor pe partide. Suntem... E numai așa? Chiar așa? Da. Indiferent de culoarea politică, totdeauna sunt rar și cu romanul. Și președinții Consiliilor Județene veneau la aceste întâlniri. Oricum, acum nici nu am văzut președintele Consiliului Județean. Vă întreb așa, când aveți nevoie despre votul nostru, atunci reprezintă ceva municipiul Roma pentru dumneavoastră. Dar la solicitările noastre, cum răspundeți dumneavoastră și cât de prompt? Știați foarte bine de problema salubrității și au fost demersuri nu făcute acum. De ce nu s-au aprobat și la Roma de Consiliul Județean? Tot timpul, că, cum ne-ați explicat dumneavoastră, durează un an, doi ani și așa mai departe. Dar în alte locuri s-au putut rezolva mai multe sau în alte județe. Oamenii sunt informați acum, nu îți blocați la Roma și nu mai știu ce se întâmplă în afară. Și atunci vin la noi și ne întreabă, de ce acolo e Ovei, de ce acolo 7 lei, de ce acolo e Clujul, de ce dincolo e așa mai departe. Toate astea vin și se aruncă asupra primarului, indiferent care primar e în funcție. Ori primarul nu decide, nu? Că spune hotărârea Consiliului Județean. Și atunci... Consiliul local. Deci primar. Dar Consiliul local nu o consiliu. Urma Consiliului Județean. Avem și noi hotărâri. Consiliul Județean a votat majorarea tarifei a serviciului public. Pentru că este prin efectul legii. Așa. Activ și câte interpelări face și la guvern. O să facem și noi demersuri și, și o să demonstrăm că dacă de la Consiliul Județean nu se poate, poate prin deputatul nostru să facem demersuri care să reglementeze și cantitatea asta de gunoi care ne se pare prea multă pe așa este. O persoană, 100 de kilograme. Dar nu este statul de Consiliul. Iar legea vine și tot timpul ne credică. Și acum, în ultima modificare, vine și spune copiii până la 3 ani poate să fie scoși de la această taxă, dar tot trăiește adunarea generală. Vă dați seama că atunci, într-o adunare generală, unii confirmă, alții nu. Și atunci iară sunt discuții. De ce la asociația aia nu plătesc la asta, la nu plătesc? Sau într-o familie, dacă sunt doi copii, că sunt cazuri, unul de 2 ani și unul de 1 an. Păi ăștia nu-i pui la plată, nu? Dar un om paralizat apart, care poate nu face jumătate de coș, până trebuie să-l pui, să punem la plată. Asta nu sunt... Păi la da, sunt probleme care trebuie ridicate și alea e pe lucrurile țeacă. Nu? Este de la asociații, la primării, la cuvânt. Nu putem să cine, așa mai întâlnă de cuvânt al dumneavoastră, pentru că nu avem în mână, deci reglementările care se fac la nivel de mediu. Deci asta am încercat să vă spun. Această taxă trebuia introdusă din 2013, pentru că programul s-a încheiat 2007-2013. Totuși, s-a prorogat 2013-14-15-16, până când, la sfârșitul anului, guvernul a lăsat o ordonanță de urgență ca domnul. Asta vrea să vă întreb, vă mulțumesc frumos. Pentru noi venim european. Pentru că suntem local, cu domnul director de la Rusalu să avem și altă discuție. Discuții, cum sunt obligații, avem și pretenții și cred că până acum am fost prea indulgenți cu societatea Rosală. Vă rog, o clipă să mă îngăduiți, pentru că așa cum dumneavoastră sunteți să ne căgeți și este normal să fim toți afectați, sigur că da. Și taxa este foarte mare și să sperăm că totuși guvernul va lua decizia să dea ordonanță să discutească de această taxă. Dar pentru municipiul Roman, prin proiectul nostru, v-am închis depozitul de 75.000 de metri pătrați, cu 900.000 de metri cub de deșeu, cu 13 milioane de lei, prin fonduri europene. Deci totuși am avut așa, v-am dotat 70 de platforme pe care vor fi puse containere pentru reciclate. La casă vom da pubele, pentru reziduare și compostare. Când vom avea operator? Pentru că astea se concesionează operatorul. La noi problema e în felul următor. Noi vrem să știm cât mai repede când putem avea funcțional stația de transfer de la Cordul
Și putem și noi, romașcanii, să colectăm selectiv, astfel încât nu mai ducem... Practic, deci să înțeleagă toată lumea, această taxă de 80 de lei se aplică la depozitul de la Girov. Cantitățile de deșeuri care ajung la Girov, la aceste cantități se adaugă această taxă de 80 de lei plus TVA. Interesul nostru este să ducem cât mai puțin la Girov pentru a nu plăti această taxă. Dar dumneavoastră, la Consiliul Județean, trebuie să rezolvați cât mai repede scoaterea la licitație, astfel încât noi să putem, pe de o parte, colecta selectiv la nivelul comunității noastre, pe de altă parte, la stația de transfer, să mai putem face încă o triere și o cantitate cât mai mică să incidă asupra costului. Până să plătim costul. Așa era normal. Romașcanii, doamna, nu știu ce la piața. Dar când au spus să facem selectiv, noi ne-am și apucat. Deci oamenii, asociați proprietari, chiar s-au apucat treabă. Om grăbit, om țărbit, treaba lor făcut. O făcut selecție. Deci noi am spus că intrăm în Uniunea Europeană ca oameni civilizați. Și apoi ne-am spus azi cu bomba, că nu au pus să făcut nimic, că de fapt s-au bătut privații, nu au putut să... Operatorul dumneavoastră nu a dus deocamdată la Girov decât începând de luna, deci de la, înainte de Paște. Deci municipiul Roman, efectiv, nu a dus la Girov până înainte de vinerea Paștelui. Eu vă aduc uite aparat de filmat, din un băiat. Dar eu am situația de la Girov. Discuție alta, doamna. Deci discuția e în felul următor. Noi nu am dus la Girov pentru că am depozitat la Roman, la depozitul, la depozitul temporar de la Roman. Depozit creat în urmă cu mai mulți ani, tot în ideea de a aștepta să se finalizeze în 2014, în ideea de a aștepta să se finalizeze licitația și tot ca o măsură de protecție a populației. Deci e clar că acesta a fost rolul acelui depozit. Din păcate, au trecut 3 ani și acest depozit temporar e la capacitatea maximă. Nu suntem proști. Da, dar de 3 ani nu s-a reușit la judecarea în zone. Nu, bro, deci o femeie singură, are 5 copii și plătește un număr de telefoane. Ce faci la acela, domnule? Eu sunt de acord. S-au calculat cu cheltuieli, un copil dă cu noi 90 de lire, când nu dă o asociație. Aici nu sunt, doamna, are datele de la statistică. Nu dă o asociație. Cine a făcut statistică? Da, deci Institutul de Protecția Mediului, Agenția Națională de Protecția Mediului, în fiecare an face o statistică de deșeuri. Pentru Roma a lăsat lumea la 70.000 de locuitori, lumea cantitatea de gunoi, a tot prevăzut, iar eu în realitate sunt 40. Îți scoși cei care nu plătesc, îți scoși vecinii noștri care nu plătesc, plătim noi, doi oameni, plătim încă pentru un om. Plus de asta. Mai e încă o treabă. Nu știu, taxa de mediu. Haideți să înțeleg că asta m-am uitat pe lege, din fel de milioane. Deci taxa de mediu încurajează refolosirea. Corect. De folosire. Noi, la ora actuală, în România, de bea 30% facem reciclarea față de 50%. Dar asta nu sunt vinovat eu. Puteți să-mi spuneți mie, Rosalu, de exemplu, ce reciclare face? Nu face. O pune la loc, la o grămadă. Nu face. Ca să mă duc să pun sticla aici, plasticul aici, nu pot, doamnă, pentru că am așa, am două containere în spate cu sticlă și plastic și în față patru, ca să mă duc la el, că s-ar pisti galpiste în container, ca să mă spune. Și vine până în mașină. Eu vreau să-mi spun ceva, uite că e o idee prea bună asta, doamnă. Când se scoate la licitație pentru operator, nu se poate impune ca să facă un sistem de cântărire? Deci, să cântărești când se duce la depozit. Ca să poată să aibă cântar pentru fiecare asociație de proprietari în parte, sunt costuri foarte mari de operator. Dacă oamenii ar pune cartonul la carton, sticla la sticlă, metalul plastic,
deci plastic. Nu se mai poate reciclabil. Dar doar toți indicești, vreau să vă spun, că și-au dat seama la nivel național, deci în etapa asta la altă de programare, la nivel național, acum este Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. Și-au realizat că indicii de generare pe care le-au dat pentru calculul tuturor proiectelor în țară au fost foarte prost. Eronat, pentru că nu s-au făcut cântărit. Și atunci, de la 0,94, când aveați dumneavoastră în urban și 0,41 în rural, acum au dat 0,66 pe total țară. Deci că e rural, că e urban, că e la munte, că e la mare, nu contează. Ei, deci, următoarele prognoze care se fac tot așa, deci vor fi tot eronate, pentru că până când nu se cântărește. Dar să vă dau un exemplu. Nu numai noi suntem în situația asta.